bine ați revenit la cursul de optică geometrică. În cursul anterior am vorbit despre reflexie și refracție, două fenomene care au foarte multe aplicații practice, mai ales în industria instrumentelor optice, dar se și manifestă în foarte multe fenomene optice naturale, cum ar fi mirajul, curcubeul, haloul și altele. Însă despre toate astea voi vorbi în cursul aplicativ de optică. Azi, la al treilea curs de teorie, vă voi vorbi despre prisma optică. Din punct de vedere geometric, o prismă este un corp poliedric care are două fețe identice, paralele între ele, numite bazele prismei și care sunt în formă de poligon cu N laturi. Iar laturile corespunzătoare ale bazelor sunt unite între ele prin fețe care au formă de paralelogram. În desen vedeți un exemplu de prismă, o prismă care are bazele în formă de hexagon regulat. Dacă poligoanele bazelor sunt regulate, atunci prisma se numește și a prismă regulată. Iar dacă muchiile care despart fețele laterale sunt perpendiculare pe cele două baze, atunci spunem că avem o prismă dreaptă. În optică se folosesc prisme transparente, evident, de obicei din sticlă, care se numesc prisme optice. Prisma optică, cu cele mai multe aplicații, este prisma triunghiulară, așa cum vedeți în desen, prisma triunghiulară dreaptă. Prisma pe care o vedeți are bazele în formă de triunghi echilateral, dar triunghiurile pot să fie și dreptunghice sau isoscele. Din punct de vedere optic, ne interesează de obicei doar o secțiune prin prismă, secțiune pe care o vedeți în acest desen, fotografiat dintr-un manual amintit în descrierea clipului. Pe tablă vedeți de asemenea o secțiune printr-o prismă, este ceea ce numim prismă optică și mai vedeți o rază de lumină care vine și cade pe fața din stânga a prismei. Deci secțiunea este un triunghi, triunghiul ABC și unghiul A se numește unghiul prismei. Ceea ce este important, ceea ce caracterizează prisma este acest unghi și indicele ei de refracție. Materialul din care este confecționată prisma are un anumit indice de refracție. Dacă cunoaștem unghiul prismei și indicele de refracție, știm tot ce ne interesează din punct de vedere optic despre prisma respectivă. Raza care vine se numește rază incidentă și ea cade pe fața AB sub un anumit unghi de incidență pe care îl putem vedea dacă ducem normala, să o notăm N1, normala la suprafață, în punctul de incidență. Acesta este punctul de incidență. Și atunci unghiul de incidență, să-l notăm cu I, este acest unghi. Pentru că intră într-un mediu mai refringent, vine din aer și intră în, să zicem, sticlă, raza se apropie de normală. Deci unghiul de refracție, pe care îl vedem aici, să-l notăm cu R, este mai mic decât unghiul de incidență. Și cade pe fața a doua, într-un alt punct de incidență, pe care să-l notăm cu I'. Aici ducem din nou normala, ca să putem vedea unghiul de incidență și unghiul de refracție. Acest unghi îl notăm cu R'. Și de data asta raza se îndepărtează de normală când iese din prismă, pentru că trece dintr-un mediu mai refringent într-un mediu mai puțin refringent. Și acest unghi îl notăm cu I'. Le notăm așa pentru că, dacă ținem seama de principiul reversibilității razelor de lumină, știm că dacă inversăm mersul razei, traiectoria sau drumul ei rămâne același. Și atunci I' devine I, R' devine R, R devine R' și I devine I'. De foarte mare importanță este o noțiune
care se numește deviația prismei și care este de fapt un unghi. Este de fapt unghiul dintre direcția razei incidente, aceasta este direcția razei incidente, și direcția razei emergente. Raza care iese din prismă se numește rază emergentă. Și direcția ei este aceasta. Și, repet, unghiul dintre direcția razei incidente și direcția razei emergente se numește deviația prismei. Se notează cu delta. Deci deviația ne arată cu ce unghi a schimbat prisma direcția de propagare a razei de lumină care a trecut prin prismă. Unghiul de deviație depinde de unghiul prismei, de indicele de refracție al prismei și de unghiul de incidență. Ca să putem discuta mai multe și să găsim și niște formule, avem nevoie de un desen care să conțină mai multe elemente geometrice. Să vedem. Vrem să calculăm unghiul de deviație al prismei delta. Pentru asta observăm întâi că el este unghi exterior triunghiului M'II'. Și asta înseamnă că trebuie să fie egal cu suma unghiurilor nealăturate lui din acest triunghi. Adică măsura unghiului delta este egală cu măsura unghiului M'II' plus măsura unghiului M'II'. Dar unghiul M'II' este egal cu unghiul I minus unghiul R. Și, de asemenea, unghiul M'II' este egal cu unghiul I' minus unghiul R'. Rezultă relația delta egal cu I plus I prim minus R plus R prim. Dacă ne uităm la triunghiul IMI prim, vedem că unghiul exterior în punctul M al acestui triunghi are aceeași măsură cu unghiul prismei. De aceea este notat tot cu A mic. Au aceeași măsură deoarece au laturile perpendiculare, N și N prim fiind normale la fețele prismei și sunt amândouă ascuțite. Putem atunci scrie A egal cu R plus R prim. Și atunci se poate scrie delta egal cu I plus I prim minus A. Și pentru că de obicei unghiul prismei se notează cu literă mare, în final obținem ceea ce se numește formula deviației prismei sub forma delta este egal cu I plus I prim minus A. După cum v-am spus, deviația unei prisme depinde de trei lucruri. Este funcție de unghiul prismei, de indicele de refracție al acesteia și de unghiul de incidență. Dar pentru o anumită prismă, adică pentru un anumit unghi și un anumit indice de refracție, se vede că unghiul de deviație este funcție doar de unghiul de incidență. Depinde doar de unghiul de incidență. Dacă facem măsurători ale acestor două unghiuri, delta și I, și facem o reprezentare grafică delta funcție de I, graficul are forma pe care o vedeți în desen și ne arată că există două valori ale unghiului de incidență pentru o anumită valoare a unghiului de deviație. În grafic sunt notate cu I1 și I2. Ce semnificație au cele două valori?
Priviți desenul care ne arată propagarea razei de lumină prin prismă. Vă amintiți de principiul reversibilității? Dacă schimbăm mersul razei, sensul de propagare al razei, mersul ei rămâne același, ceea ce înseamnă că și deviația rămâne aceeași. Și asta mai înseamnă că cele două valori pe care le vedem pe grafic pentru unghiul de incidență, care dau aceeași deviație, de fapt se referă la I și I'. Cele două valori sunt I și I'. Tot din grafic putem observa următorul lucru. Cu cât este mai mică deviația, cu atât sunt mai apropiate cele două valori ale lui I și I'. Și când ajungem la deviația minimă, atunci cele două valori coincid. Deci în acel caz, I este egal cu I'. Și bineînțeles, asta înseamnă și că R este egal cu R'. Deci în cazul deviației minime, avem I egal cu I'. Ceea ce înseamnă că, așa cum vedeți în acest desen, la deviație minimă, raza care trece prin prismă este paralelă cu baza prismei. Și în acest caz avem deviație minimă pentru prisma respectivă. Acum să vedem cât este această deviație minimă. Știm că R plus R' este egal cu A. Este una din formulele prismei. Dar noi avem R egal cu R', așa că putem scrie 2R este egal cu A, de unde rezultă că R este egal cu A pe 2. Deci cunoaștem unghiul de refracție. Și acum să aplicăm legea lui Snell pentru prima refracție, pentru intrarea luminii din aer în sticlă. Avem sinus de I supra sinus de R este egal cu N2 supra N1 în general. N2 în cazul nostru este indicele de refracție al sticlei, deci este N al materialului din care este confecționată prisma. Iar N1 este indicele de refracție al aerului, care este practic 1. Așa că putem scrie sinus de I pe sinus de R egal cu N. Așa cum de altfel ați văzut și când ați notat primele informații despre prismă. Și în această relație, noi știm că R este A pe 2. Așa că sinus de I se poate scrie N înmulțit cu sinus de A supra 2. Ceea ce înseamnă că I este arc sinus de N înmulțit cu sinus de A pe 2. Deci am găsit valoarea unghiului de incidență pentru prisma noastră, care ne dă deviația minimă. Atunci când I are această valoare, prisma ne dă deviația minimă. Și pentru că delta, știm că este 2I minus A, pentru că în general delta este I plus I' minus A, dar la noi I este egal cu I', și atunci avem această relație, înseamnă că acum putem calcula deviația minimă a prismei, calculând întâi valoarea lui I, pentru care deviația este minimă, și apoi folosind această relație, putem calcula cât este deviația minimă a prismei. Să notăm. Să ne gândim la mersul unei raze de lumină prin prisma optică. Aici avem
fața din stânga a prismei, aici avem fața din dreapta. O rază de lumină suferă prima refracție pe fața din stânga și cade pe fața din dreapta, în așa fel încât aici avem acel unghi R' despre care am mai discutat. Dacă vrem ca această rază să iasă în aer, trebuie să punem o condiție care se numește condiția de emergență, și anume unghiul R' trebuie să fie mai mic decât unghiul limită. Pentru că știm deja din cursul precedent că dacă unghiul de incidență este mai mare decât unghiul limită la trecerea dintr-un mediu mai refringent în unul mai puțin refringent, avem reflexie totală. Deci dacă nu este satisfăcută această condiție, aici raza se va reflecta total și va ieși din prismă prin baza ei și nu prin fața a doua. Așa că, repet, dacă nu vrem să se întâmple așa ceva, dacă vrem ca raza să iasă în urma refracției pe care o are pe fața a doua în aer, atunci trebuie să punem această condiție. Să vedem unde ajungem plecând de la această condiție. Știm că R plus R' este egal cu A. Ceea ce înseamnă că R se poate scrie A minus R', dar să-l înlocuim pe R' cu unghiul limită. Și atunci, dacă scriem legea lui Snell pentru refracția la intrarea în prismă, sinus de I supra sinus de R, să vedem aceste unghiuri. Aici avem I și aici avem R. Deci sinus de I supra sinus de R știm că este egal cu N. Dar R, am zis că îl scriem A minus L ca să găsim o condiție de emergență pentru unghiul de incidență. Și atunci avem sinus de I supra sinus de A minus L egal cu N. Ei, acum, unghiul de incidență este cuprins între 0 și 90 de grade. Deci raza incidentă poate să cadă pe fața din stânga, în așa fel încât unghiul de incidență este cuprins între 0 și 90 de grade. Să punem pe rând cele două condiții. Să zicem întâi că unghiul de incidență este 0. Atunci scriu această relație în felul următor. N înmulțit cu sinus de A minus L este egal cu 0, pentru că sinus de I este 0 dacă I este 0. Și de această expresie din stânga poate să fie 0 doar dacă A este egal cu L. Și dacă revenim la inegalitate, atunci avem prima relație. A trebuie să fie mai mic sau egal cu L. Aceasta este prima condiție pe care o găsim dacă I este egal cu 0. Ce se întâmplă dacă unghiul de incidență ia valoarea maximă, adică 90 de grade? Atunci sinus de I devine egal cu 1. Și această relație devine 1 supra sinus de A minus L este egal cu N, sau sinus de A minus L este egal cu 1 supra N. Însă noi știm că sinusul unghiului limită este egal cu 1 supra N. Și atunci pot să scriu în dreapta sinus de L și obțin sinus de A minus L este egal cu sinus de L. Și pentru că vorbim doar despre unghiuri din primul cadran, asta înseamnă că A minus L este egal cu L sau că A este egal cu 2L.
Și dacă revin la inegalitate, atunci condiția este A mai mic sau egal cu 2L. Ce semnificație au aceste două condiții? Semnificația este următoarea. Dacă unghiul prismei este mai mic decât unghiul limită, atunci absolut toate razele care intră în prismă, indiferent ce unghi de incidență fac cu normala, ies prin fața a doua. Dacă unghiul prismei este cuprins între L și 2L, atunci o parte din razele care intră în prismă vor ieși, o parte vor suferi reflexie totală. Iar dacă unghiul prismei este mai mare și decât 2L, atunci niciuna dintre razele care intră în prismă, indiferent de unghiul de incidență, nu mai poate ieși prin fața din dreapta. Există o metodă practică de măsurare a indicelui de refracție al unui material care se bazează tocmai pe deviația minimă pe care o produce o prismă. Să vedem cum. La deviație minimă știm că avem relația delta minim este egal cu 2i minus a. Și de aici rezultă că i, unghiul de incidență, se poate scrie delta minim plus A supra 2. Mai știm de asemenea că tot la deviație minimă, R, unghiul de refracție, are valoarea A pe 2. Și dacă acum aplicăm legea lui Snell pentru prima refracție, adică sinus de I supra sinus de R este egal cu N, și I și R le substituim cu aceste valori, obținem sinus de delta minim plus A supra 2 supra sinus de A pe 2 este egal cu N. Și vă rog să observați că în stânga apare doar unghiul prismei și unghiul de deviație minimă. Deci, dacă le cunoaștem, putem să calculăm indicele de refracție. Așa că metoda practică este următoarea. Confecționăm din materialul căruia vrem să-i aflăm indicele de refracție o prismă cu unghiul A cunoscut. Noi facem prisma respectivă, așa că îi dăm lui A ce valoare vrem. Și apoi măsurăm deviația minimă pe care o produce prisma respectivă, ceea ce e un lucru destul de ușor de făcut. Și după ce cunoaștem și deviația minimă și unghiul prismei, cu ajutorul acestei relații putem calcula indicele de refracție al materialului din care este confecționată prisma. De multe ori, așa cum am arătat în cursul al doilea, avem nevoie de reflexia luminii, dar nu vrem să folosim oglinzi. Am explicat în cursul al doilea de ce. Atunci folosim fenomenul de reflexie totală. Și putem face acest lucru cu ajutorul prismelor cu bazele în formă de triunghi dreptunghic. Unghiul limită pentru ieșirea din sticlă în aer se calculează, după cum știți, cu relația sin de L este egal cu 1 supra N. Și în cazul sticlei, dacă facem calculul și luăm pentru N valoarea aproximativă de 1,5, vom găsi că L are valoarea tot aproximativă,
de 42 de grade. Și asta înseamnă că dacă o rază de lumină cade pe baza unei prisme, așa cum vedeți în desenul din stânga, atunci ea va suferi reflexie totală, pentru că, după cum se poate ușor demonstra geometric, unghiul de incidență este în acest caz de 45 de grade, adică este mai mare decât 42 de grade și avem reflexie totală. Mai putem folosi o astfel de prismă și pentru a schimba cu 180 de grade sensul de propagare al luminii, așa cum vedeți în al doilea desen, în desenul din dreapta. De data asta avem două reflexii totale, pentru că, la fel se poate ușor demonstra, de fiecare dată unghiul de incidență este din nou 45 de grade, adică din nou mai mare decât 42 de grade. Atât la partea teoretică despre prismă, mai multe vom vedea când vom ajunge la cursurile aplicative de optică. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!